Dacă ți dă posibilitatea să publici articole în ziar, despre ce ai scrie? Sau despre ce subiect ai filma ca să difuzezi public? De ce putem să arăta, adică o femeie în vârstă care se duce la magazin și nu-i ajung bani pentru cele mai elementare produse, căci mine înainte de magazin se face cum se duce și cum vin facturile cu prețuri mari și... Ce crezi că ar fi spectaculos să vedem în filmul ăsta? Nu mi-e prețurile mari din facturi, prețurile mari și banii puțini pe care chiar și după titlu cum o să... În cazul în care în clasă, în școală, în facultate ai vorbit colegilor despre un astfel de subiect, cum crezi? I-ar interesa? I-ar sensibiliza? Da, dacă să fie filmat ca tip și cu muzică așa lină și acolo să fie așa jalnică, o să se sensibilizeze. Subiectul cheie, iată, tu filmezi persoanele în etate care nu pot să întrețină din pensia pe care o primesc. La ce ar trebui să te raportezi? Pensia mică în raport cu ce? Cu prețurile mari. Sau cu minimul de supraviețuire. Și în legislație este așa ceva. Da, și tot sunt niște practici. Și acel minim de supraviețuire e aproape dublu sau triplu față de pensia medie. Deci majoritatea pensionarilor supraviețuiesc cu pensie mai mică decât minimul de supraviețuire. Asistența socială, să-i întreb și costă. Și fac chei acolo. Deci, cei de la asistență socială, câte persoane ajută, cu ce sume de bani, eventual, cum se identificați persoane, da? Ai avea opinia asta. Da, ceva de genul ăsta, adică poate ajut cumva, sau câte persoane sunt, trăiesc adică o pensie minimă, adică mizeră. Da. Am putea să ne uităm la mesajele din campania electorală de anul trecut? Sigur. Cine și ce pensie au promis? Știu, mai ales dacă la guvernare ar fi o chestie bună. Este o concurență mare pe piață pentru a deschide ceva și foarte multe femei s-au întâlnit cu faptul că bărbații și ideile bărbaților sunt mult mai dominante decât a lor. Acolo în articol îți vorbești de faptul că ambasadorii au fost foarte puțini femei. Da. La fel ai putea tu să vezi istoricul. Cine a fost primar în Cimișlie în ăștia 24 de ani? Și îți vezi că au fost mai mulți bărbați. Sau din contra, îți vezi în Consiliul Raional. Cine a fost administrat? Niciodată n-am avut primar femeie, dacă nu mă greșesc. Puteți începe cu astfel de cifre. Sigur, la fel prin localități. Candidați la primar au fost. Da. Dar femei au fost și chiar și anul trecut, dar nu a fost... Puteți studia listele partidelor. De exemplu, da. De aici, din localitate, atunci când în alegeri au prezentat fiecare partid din cei care au răzbătut în Parlament, o să vedeți, primii 10 pe listă, pentru că ăștia sunt potențiale, primii 10 sunt întotdeauna bărbați. Deci ai putea să găsești piste pe care să le prezenți, ca fiind, cum să zic, aproape totul făcut în defavoarea femeii să manifeste. Da, foarte mult pericole. Concedierea chiar, într-adevăr, este o problemă mare, mai ales când ori o doamnă este în prag de naștere și nu vor să aibă probleme să achite acolo diferite taxe sau să întrețină cât e, își educ copilul. Sau când deja are peste vreo 50 de ani, vede că cam șchiopătează, mă rog, vârsta, multe altele, poate să înlocuiască pe cineva tânăr și, respectiv, persoana în cauză, care este în prag de pensionare aproape, nu poate să angajeze și... În afară de asta? În afară de asta, da. Deci cam despre ce ai scris tu? Ce fel de probleme te preocupă? De exemplu, eu foarte multe ori m-am confruntat cu poliția rutieră. Asta e, cred că, cea mai mare încălcare a drepturilor mele personale, poliția rutieră, și anume că ei te opresc fără motiv, nu invocă niciun motiv, cert, adică, cum să spun? Da, dumneata, îi rogi să spună ce ai încălcat, da? Sigur. Și stau parcat, adică, odată m-au oprit, erau la ieșire din oraș, n-aveau vest... Sper că nu erau în civil. Nu eram civil, dar n-aveam legătură cu poliția rutieră, cu patrularea. Adică erau haine simple? Probabil erau niște sectoriști sau nu știu cine erau. O luat mașina de serviciu și ieșit acolo, da. Era, adică, luminile erau stinse la mașină, era noaptea. Și stăteau cu șvânau, noaptea cu bastonul în care era să vede. Restul nimic. Eu m-am temut ca să-l calc. În ce an? Asta a fost în vara asta. Ne oprește poliția rutieră. Acțiile tot, adică
o verificare de lor tipică, iau actele și în momentul când polițistul ia actele șoferului în mână, deci trece un, o mașină... Un camion mare. Un camaz de mare. Și ei ce fac? Cu actele în mână, fug la mașină, aprind farurile, cu actele noastre, au început să ducă după dânsul. Noi în șoche, nu știu ce să facem, ne-am pornit după dânsul. Cu actele noastre ei s-au dus. Frumoasă, Andrei, dar ce trăiesc eu și de ce stau lângă intrarea în ograda mea, adică cum sunt apartamente, mai mult chestii. Și foarte multe cazuri acolo interesante s-au întâmplat, când, de exemplu, stătea tot poliția, da, ok, stăteau să vadă dacă nu calcă nimeni, nimic, și merge un jeep. Ктанировка, да, пять негров. Ну, между джип, тречу пьетон страда, фин, как оло есть зебры. Зебры, кисти, тречу, шу, подвешьте, ловешьте пьетон. Пьетон накает жос. Сосквала съеу. Я казу тут попух. Тихо, заметьте, жду села барыся, лакаре сдыще. Полиция, шу, полиция стоит шу дин машина, я кажу, са уйтат пьести кисти. Аста увозил кейл задумчив, джипу садулас, я устал. Bă, uit, stau cu pâine și ea, nu mă, dar și mă și spas, mă apropii, nu, sunt trept, nu. Și să zice, tot de ce se întâmplă așa ca nu. Ce subiect merită investigat? Cred că ar fi bine de investigat, de urmat monitorizat cum un proiect. Am înțeles că a apărut construirea și amenajarea a unui teritoriu pentru tineret, pentru skater, în scoarul copilăriei. Eu... Dar ce e acolo de investigație? Sunt fraude de bani sau vrei să-l popularizezi? Și aceasta tot, dar anume de văzut pentru ce se cheltuie banii în investiții în aceasta. Pentru că eu am fost acolo, am văzut și m-am interesat. M-am primat și am văzut. Ce sume de bani s-au pus la bătaie? Asta nu știu, dar cred că mai. Adică au fost investiți bani mai mulți decât trebuie și au fost și luați și în buzunar. Eu așa mă gândesc, pentru că... Chiar și spun, drumul, pista aceea, nu este făcută chiar bine, nu este dreaptă. Primarul deodată a spus, el a venit la trainingul nostru și a spus, copii, voi sunteți foarte bravo, pe voi vă instruiesc, eu am încredere în voi și pe voi vă instruiesc că sunt persoane foarte importante, dar bani n-avem. N-avem bani. Suntem un grup de persoane în clasă care sunt mai activ. Și la noi clasă așa că dacă noi spunem, tăți tac. Și la noi, când a ajuns directoarea... Dar nu o să vorbească toți. Când a ajuns directoarea la noi în clasă, toată clasa picea și am rămas noi vinovați pe chestia asta. Dar până la urmă, până au bășit toți profesorii, nu s-a rezolvat chestia. Până la urmă, rămas noi vinovați că Svetlana, tu deși nu tași. Și-a schimbat comportamentul sau? Nu ne-a schimbat profesoarea, fiindcă... Nu, dar comportamentul, măcar vine la timp. Da. Dar știți care e răsază? Că ei mereu îmi povestea că ea are un fiu Damian, eu știu, familia ei cu un lec. Are 4 copii, noi tot știu despre Dănși. Eu știu la cele mai mici mărunțuși, oricum cântă și ce glas tembru are. Și 4 prieteni în calțăminții tot are. Și îi spuneam asta și asta îi spuneam doamnă directoare. Și adică după asta eu a venit așa cu un ton, chiparele că eu m-am spărat pe voi groaznic și eu numai să vă predau lecții. Și femeie, dar tu numai lecții și trebuie să vă predai, Iulis! Dar voi să vă duci și să fac la examen să scrieți. Damian, are 4 prieteni și cântă foarte frumos. Da, în tiforilor. Sau unghii de vă puseți. Suntem într-o țară liberă. Avem drept să vorbim și în italiană, măcar nu? De acord. Poți la magazin și spui, nu mă sunt aleagă în vânzător, corect? Corect. De ce anume alte persoane au dreptul sau corect nu au dreptul să sar la bătaie de ceva genul să... Pentru că n-ai vorbit în limba lor. Pentru că n-ai vorbit în limba lor. Dar paradoxul e faptul că, de exemplu, într-o discuție dintr-un rușul moldovan, la un anumit moment, moldovanul trece și vorbește în limba rusă. Da, nu adică el face, e foarte interesant chestia asta, că practic oriunde, chiar și în parlament, de exemplu, deputații se consideră cea mai borzi, cea mai crutâie, da. Chiar și în societate, de exemplu, dacă e parcat undeva, spune, dar și ești deputat. Sau... Adică deputații, de exemplu, când în plenul parlamentului vine un invitat și el începe și pune întrebare în rus la un deputat, el îi răspunde în rus, dar nu în română.
Deși, dacă el înțelege, sau poate fi traducere pentru cea. Voi îl faceți elevii? Da. Da. Cât de des apare? Odată la un lună. Două luni. Odată la două luni și cine, da. Cine îl finanțează? Școala. Școala. Da. Noi îl redactăm, noi îl redactăm, îl facem toate articolele, noi ziarele, tot voluntar. Acum să vedem opinia. De ce nu sunt de acord? Eu nu sunt de acord din punctul de vedere că finanțatorul are dreptul să impună niște regulamente. Chiar dacă, de exemplu, ziceți că Constituția, da, e adevărat, nu trebuie să vă calce dreptul. Dar, de exemplu, dacă tu te-ai supărat pe... În Constituție strâng cenzura interzisă. Dacă copilul a scris ceva și lui se interzice public, asta e cenzură. Păi, să zicem, tu te-ai supărat pe cineva, pe un coleg de-al tău și, nu știu, scrie acolo prostii pentru că tu, de fapt, ești persoană... Eu nu vorbesc de prostii că tu o faci. Eu o reduc la absurd ca să dau seama pentru mine cât e de corect. Poate și nu neapărat așa legal. Deci eu dau seama că dacă eu am dreptul să postez orice vreau eu în articol, în ziarul respectiv, m-am supărat pe careva sau am aflat ceva sau am interpretat poate eu greșit și un ziar care mi-l achită persoana, nu eu, da? Dacă fac din banii mei pe pagina mea personală, deci pagina mea personală pot să fac ce vreau eu și să-mi exprim orice îmi doresc. Dar în cazul în care e pagina nu a elevilor din liceu, dar pagina liceului, liceul ăsta e instituție publică și eu cred că ea ar trebui să aibă dreptul la ei e ziarul liceului, nu? Ziarul făcut de elevi, deci al liceului, dar e făcut de elevi, așa scrie în căsuța tehnică. Da, absolut. Te rog, Daniel, ai vrut ceva să zici? Da, eu am vrut să dau un exemplu. Au prioritate cei care ridică mâna, da? Din România. Acum mai mulți ani în urmă, când era campania electorală pentru președinție în România, era un businessman care avea, nu știu, un post de televiziune, dacă mă greșesc, el finanța toate chestiile astea și într-un moment dat, un coleg de-a lui de partid a fost surprins de către jurnaliștii postului pe care el îl finanța, că s-a întâlnit cu oarecare persoană care, și mai pe scurt, i-au publicat și persoana dată a pierdut alegerile. Din cauza că a avut acea întâlnire și jurnaliștii. Și respectiv, finanțatorul acesta, peste câțiva ani, a fost prins cu musca pe căciulă și acum stă la dubă.